profetului Mica este una dintre cele mai strâns legate profeții ale Vechiului Testament de vremea sfârșitului. Cu referință atât la Israel cât și la neamuri. Și în mijlocul acestei cărți găsim scris despre această cetate mică, neînsemnată, prea mică și totuși foarte mare. Pasajul din Mica, din capitolul 5, dar în general din cartea profetului Mica, ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta aș dori să abordez trei lucruri despre Domnul Iisus Hristos, prezentate prin prisma însemnătății acestei cetăți, numită Betleem Efrata. De fapt, prima denumire a cetății a fost Efrata, apoi s-a numit Betleem, însă oamenii din sentimentalism au combinat cele două nume și au spus Betleem Efrata. Vă aduceți aminte că undeva în anii 70, pentru ca să afirme apartenența noastră la poporul roman, regimul comunist de atunci a combinat numele multor orașe cu denumirile lor din perioada stăpânirii romane. Acum noi știm că toate acele localități sau cetăți au avut denumiri semnificative înainte de stăpânirea romană, în timpul strămoșilor noștri adevărați, care sunt daci. Însă politica a limitat interesul lor doar la denumirile din perioada stăpânirii romane, care de fapt n-a fost decât de vreo 100 și vreo 60 de ani din toată istoria milenară a Daciei și mai târziu a României. Aici este o combinație frumoasă de nume. Betleem Efrata. Aș vrea să vedem puțin ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 5, dar și în toată cartea. Nu-mi propun un studiu amănunțit asupra cărții, pentru că este destul de complex, dar vom vedea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și în alte pasaje din cartea profetului Mica. În primul rând, cartea profetului Mica, cu precădere, capitolul 5 și textul despre Betleem Efrata, ne vorbește despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu care vine în lume. Crăciunul înseamnă pentru oameni multe lucruri. Înseamnă cadouri, înseamnă sclipici, înseamnă lumini, înseamnă decorații, înseamnă mâncare, înseamnă adunări speciale, înseamnă colinde, înseamnă multe lucruri. Și sincer să fiu, când oamenii sărbătoresc, cum să sărbătoresc? Sărbătoresc cu tot ce au mai bun și cu tot ce pot mai bine. Nu mi se pare absolut deloc absurd lucrul acesta. Am mai spus și în anii trecuți, sunt unii care contestă sărbătorile, nașterea Domnului, Paștele, că nu știe nimeni data când s-a născut, că nu știe nimeni data când a murit, data când a înviat. Dragii mei, e adevărat că noi trebuie să-L sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Însă pentru creștinism, faptul că există o zi a anului nou, când oamenii își fac un bilanț pe o perioadă măsurată de timp, faptul că există o zi de Paști, când ne aducem aminte de moartea, de învierea Domnului Iisus, faptul că există o zi a cincizecimii, când ne aducem aminte de pogorârea Duhului Sfânt, faptul că există o zi a sărbătoririi nașterii Domnului, când ne aducem aminte de venirea Domnului Iisus Hristos,
Dar după mine dați un titlu la fiecare zi din calendar. 365 de sărbători să fie. Nu neapărat că să stăm acasă sau să mâncăm mai bine, cum spunea marele scriitor Creangă, că dacă ar fi fost după el, ar fi fost tot anul făcut numai din sărbători. Însă, dragii mei, Hristos este o sărbătoare permanentă în viețile noastre. Dar atunci când sărbătorim nașterea Lui, trebuie să ne aducem aminte și când îl sărbătorim pe Hristos în orice capacitate, în orice formă, în orice moment al vieții Lui pe pământ, trebuie să ne aducem aminte de divinitatea Lui. De ce? Una din problemele pe care le-au avut oamenii în timpul existenței Lui pământești a fost cu divinitatea Lui. Părinții Lui s-au potignit în acest lucru. Mama ta și frații tăi. Și mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Domnului. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos i-a spus: ce am eu a face cu tine, femeie? Nu mi-a soțit încă ceasul. Pe cum să-i spui așa ceva la mama ta? Nu i-a spus așa ceva la mama lui. Hristos atunci n-a vorbit prin relația, n-a abordat-o pe Maria prin prisma relației lui de mamă-fiu, că doar pe cruce a spus foarte clar: fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Și-a încredințat-o lui Ioan. Relația fiu, mamă, tată, frați, surori a fost o relație limitată. Adevărata relație pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu toate neamurile Lui, cu părinții Lui pământești, cu frații și surorile Lui, cu oamenii în general, a fost relația dintre Dumnezeu și oameni. El a fost Dumnezeu. Dar ei s-au potignit. Au spus: cum să fie El Fiul lui Dumnezeu? Doar a trăit printre noi, a crescut printre noi, a mâncat la masă cu noi. Nu L-am văzut noi muncind în atelierul Tatălui Său? Cum să se dea drept Dumnezeu? Asta a fost marea pricină de potignire a întregii națiuni. Iată de ce spunea Domnul Iisus Hristos: ferice de cel pentru care nu sunt o pricină de potignire. Când L-au răstignit, acuzația principală a fost: a zis că este Fiul lui Dumnezeu. S-a dat drept Dumnezeu. Că vă aduceți aminte, recent fratele Păstor Aditișe vorbea despre experiența din Ghesimane, atunci când, ca să demonstreze că e Dumnezeu și că are putere, a spus de 3 ori, eu sunt. În limba română, cuvântul eu sunt este foarte des folosit. Să știți că evreii au o mare problemă cu expresia asta. Ei nu o folosesc. Pentru că eu sunt, pentru ei, numele lui Dumnezeu, Iahve. Și când Domnul Iisus Hristos a spus Iahve, adică Dumnezeu, i-a spus: Îl căutăm pe Iisus Hristos, și El a spus Dumnezeu. Au căzut cu fața la pământ. A făcut multe semne și a dovedit în multe feluri că este Dumnezeu. Ei, textul acesta dovedește, mai întâi, divinitatea Domnului Iisus prin originea sa. Dacă ne gândim la originea noastră, originea noastră este în momentul conceperii noastre, a nașterii, și poate că am putea vorbi de conceperea noastră, din părinții noștri. Toți am venit în lumea aceasta prin procreere. Ascultați versetul 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni în Israel și a cărui obârșie, origine, se suie până în vremuri străvechi. Vă aduceți aminte de genealogia Domnului Iisus Hristos? Ce lucru extraordinar! Câți dintre dumneavoastră puteți merge atât de departe în genealogia de neam? Să vă cunoașteți
bunicul bunicului. Știu câte ceva despre foarte puțin părinții bunicului meu, a bunicilor mei. Dar de acolo încolo s-a pierdut tot. Nu știu nume, nu știu nimic. Vremuri străvechi. Dar nu-i de ajuns. Aici nu e vorba doar de o genealogie, o înșiruire de neamuri. În vremuri străvechi, până în zilele veșniciei, adică înainte de creație, vorbește despre preexistența Domnului Iisus Hristos. Iată, dar divinitatea Domnului Iisus, prin originea sa, vine din veșnicie. Să știți un lucru, nicio ființă nu este preexistentă. Nicio ființă n-a apărut în universul lui Dumnezeu, creat, în mod preexistent. Până și îngerii au un moment al creierii lor. Singurul care este din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Și pentru că Domnul Iisus Hristos îmbrățișează acest atribut, această natură divină, și El este din veșnicie în veșnicie, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Aici se afirmă divinitatea sa prin originea sa, prin eternitatea sa și prin întruparea sa. Niciunul dintre noi nu ne-am întrupat. Ce înseamnă asta? Să luăm un trup. Noi am apărut odată cu trupul nostru. Zice Biblia în Geneza că prin intersecția între natură, materie și suflarea de viață s-a făcut un suflet viu. Atunci a apărut. Domnul Iisus Hristos exista dinainte, de aceea a venit și a luat un trup. El a venit și s-a întrupat. Existența sa a căpătat o nouă dimensiune. Asta dovedește divinitatea Domnului Iisus. Vedeți, după înviere, când trupul lui a căpătat slavă, spune Biblia că a intrat prin ușile încuiate și apoi s-a înălțat la cer fără niciun fel de vehicul, fără niciun fel de combustibil, prin puterea trupului său de slavă, pentru că era Dumnezeu. Divinitatea Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, pasajul acesta ne vorbește despre domnia Domnului Iisus Hristos. De aceea îl numim Domnul Iisus Hristos, pentru că e Domn. Și un domn domnește. Și se vorbește aici despre domnia Domnului Iisus. Există în mod subînțeles lucruri care vorbesc despre domnia lui spirituală în viețile noastre. Domnia lui instaurată peste viețile noastre. Dar în majoritatea pasajelor, referința este la domnia de 1000 de ani. Se vorbește despre puterea domniei sale. Știți că domnia lui va fi globală, pe întreg pământul. În Mica, în capitolul 5, versetul 6, ni se vorbește despre pustiirea Siriei cu sabia și țara lui Nimrod. Nimrod este primul tip anticristic de după potop. Este primul nume de referință care reprezintă un domnitor global. În vremea aceea, oamenii au o singură limbă, au un sediu al puterii, o singură cetate, au un proiect comun să ridice un turn până la cer și să uzură pe autoritatea lui Dumnezeu. Țara lui Nimrod este țara lui Anticrist.
Și Domnul Iisus Hristos își va instaura domnia în lumea aceasta după ce va nimici țara lui Anticrist și îl va nimici pe Anticrist. Asta este puterea lui. Mai mult, când vorbim despre răspândirea globală a domniei sale, Mica 5:4 spune, el se va înfățișa și va cărmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. Este puterea domniei sale, proslăvirea domniei sale, oamenii îi se vor închina și îl vor proslăvi, oamenii din toată lumea. De fapt, dacă ne uităm la Mica, în capitolul 4 cu versetul 1, clasic versetul acesta și următoarele versete. În vremurile din urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte și se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și asta este o domnie prin puterea lui Dumnezeu, o domnie proslăvită în toată lumea, însă vă rog să observați, domnia Domnului Iisus Hristos va produce o purificare globală. E o domnie a purității. Și lucrul acesta îl vedem în cartea lui Mica, adresat atât poporului Israel, cât și tuturor neamurilor. Ascultați, vă rog frumos, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să citim toată cartea lui Mica, dar am să spicuiesc câteva versete. Capitolul 2 din Mica, începând cu versetul 1. Vai de cei ce cugetă nelegiuire și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea, așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, împotriva acestei generații. Este vorba de generația sfârșitului. Este vorba de Israelul de astăzi, frați și surori. Știți că personal sunt un susținător în mod necondiționat a cauzei lui Israel, prin credință. Ce s-a întâmplat în Israel prin reînvierea statului este mâna lui Dumnezeu, este miracolul lui Dumnezeu. Eu nu mă bat cu Dumnezeu. Dar poporul acesta este încă în starea de frunze, încă n-aduce roade. Și Dumnezeu se va judeca cu acest Israel. Am predicat recent despre faptul că va rămâne doar o rămășiță. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leac de oameni, împotriva acestei generații de oameni, de care nu vă veți feri grumași și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. În ziua aceea veți ajunge de pomină. Veți boci și veți zice, s-a isprăvit. Suntem pustiți cu desăvârșire. Asta încă nu s-a întâmplat. Este vorba de ruperea legământului și de necazul lui Iacov, când Israelul va fi pur și simplu exterminat. S-a isprăvit, suntem pustiți cu desăvârșire, partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia, vai cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașul. De aceea, nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Vă aduceți aminte de împărăteasa Estera, de momentul în care Israelul a fost în pericol de moarte.
să fie nimicit cu desăvârșire. Sărbătoarea care cinstește biruința poporului împotriva lui Haman și a planului lui Haman se numește Purim, care înseamnă sorți. Și spune cartea lui Estera că Haman a aruncat un sorț împotriva lui Israel. De fapt, diavolul a aruncat un sorț împotriva lui Israel. Și Dumnezeu a aruncat și el un sorț. Sorțul lui Dumnezeu a fost Estera. Și prin Estera Dumnezeu a salvat întreaga națiune. Diavolul a aruncat un sorț și împotriva noastră. Pentru noi sorțul lui Dumnezeu, Purimul lui Dumnezeu, că asta înseamnă Purim, sorț, a fost Domnul Iisus Hristos, care ne-a dus mântuire. Însă, aici spune pentru Israelul acesta, lepădat, pentru că încalcă poruncile lui Dumnezeu. Nimeni nu întinde o frânghie, nimeni nu aruncă un sorț în favoarea lui. Și acum în versetul 6 spune, nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci alminte rocările nu mai încetează. Adică nu spuneți că Israelul e gata să fie pedepsit de Dumnezeu, nu de oameni, că Dumnezeu se va judeca cu asirianul și cu oamenii care se ridică împotriva poporului său. E pedeapsa lui Dumnezeu. Când am fost în Ierusalim, am avut ocazia să ne uităm la munții din prejurul cetății Ierusalimului. Și când psalmistul s-a uitat de pe muntele acela frumos și a văzut munții din jurul Ierusalimului, spune cuvântul lui Dumnezeu, Ierusalime, ești ca o cetate înconjurată de munți. A văzut că ușul palmei lui Dumnezeu, în care era așezat Ierusalimul și protejat de mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu. Mai târziu când se uită Ieremia, spune, munții ăștia sunt ca pereții unui cazan în care te va fierbe Dumnezeu. Aceeași imagine, cu două semnificații complet diferite. Și îi spun, nu mai prorociți lucrurile astea, nu mai spuneți lucrurile astea. Pentru că ajungem de ocară. Și auziți ce zice versetul 7? Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Și acum ascultați. Da, cuvintele mele, spune Domnul, sunt prielnice, sunt favorabile celui ce umblă cu neprihănire. Dragii mei, scumpii mei frați și surori, când ascultăm aceste cuvinte apocaliptice, noi nu avem voie să ne temem. Noi nu avem voie să ne ridicăm împotriva lor. Noi nu avem dreptul să fim nemulțumiți. Noi nu avem voie să ne împotrivim acestor cuvinte. E adevărat, ele vorbesc despre judecata lui Dumnezeu, vorbesc despre mânia lui Dumnezeu, vorbesc despre catastrofe. Doar pentru că noi nu vorbim despre ele, nu înseamnă că nu se vor întâmpla. Biserica nu este o groapă de nisip în care să ne înfigem capetele ca să nu mai știm și să nu mai vedem nimic. Biserica e locul revelației în care Dumnezeu ne arată realitatea vremurilor în care trăim și a evenimentelor care vor veni peste lume. Vremurile și soroacele nu ni se spune să le știm pentru că deja le știm. Spune, n-aveți trebuință, spunea Pavel, să vi se vorbească despre vremi și soroace pentru că voi înși vă știți. Ce? Că venirea Domnului va fi ca un hoț, dar nu pentru voi, pentru lume, când vor zice pace și liniște. Nu nicio prăpădenie neașteptată va veni peste toți ca durerile nașterii. Dar voi nu sunteți fii ai întunericului ca venirea Domnului să vă găsească ca un hoț, să vă prindă ca un hoț. Vai de omul pentru care vine Domnul ca un hoț. Păi dacă noi suntem cu privirile spre cer și îl așteptăm să vină, Domnul pentru noi nu vine ca un hoț. Iată, dar Mica spune foarte clar și recitesc versetul acesta. 7.
din Mica 2. Este Domnul atât de grabnic la mânie? Chiar se grăbește Dumnezeu să aducă mânia? Nu. Batjocoritorii din Petru spun: unde este venirea lui? Nu mai vine. Lucrurile rămân la fel. Despre ce venire vorbesc ei? Ei vorbesc despre mânia lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu. Și spune Domnul: nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ăsta e rostul mesajului lui Dumnezeu pentru noi, fraților. Ori cuvintele mele, spune Domnul, Mica 2:7, sunt prielnice celui ce umblă în neprihănire. Sunt favorabile celui ce umblă în neprihănire. Neprihănitul nu se sperie și nu se împotrivește. Neprihănitul nu spune: nu mai prorociți, nu mai predicați, nu mai vorbiți despre lucrurile astea, că ne trec fiorii. Te trec fiorii dacă au de ce să te treacă. Dar dacă tu ești într-o relație bună cu Domnul, dacă tu conversezi cu Domnul, dacă tu-L iubești pe Domnul, dacă tu-L slujești pe Domnul, pentru tine astea nu sunt amenințări, sunt avertizări. Și ascultați versetul 8, pentru că întrebarea Domnului a fost: așa procedez eu de obicei, mă grăbesc eu, pun eu în mod pripit mâna pe sabie. De multă vreme poporul meu, puneți vă rog frumos Mica 2:8, de multă vreme, asta înseamnă că nu s-a grăbit, asta înseamnă că nu se pripește. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi. Căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice: îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Ne predică distracții. Fum! Vânt, abur, superficial, nimic concret, lugu-lugu, asta ar fi un proroc. Ascultați, frați și surori, vremea e foarte scurtă. A trecut vremea metaforelor. Cât vremea superficialului. Luați-vă după cine vreți, că și Israelul se ia după cine vrea. Și într-o zi va apărea un om cu o putere de seducție extraordinară și va spune: vă dau ce vă place, vă dau vin, vă îmbăt, vă dau pace, vă dau templu. Facem un legământ și veți avea liniște, fără să-și dea seama că peste ei vor veni apele năvălitoare ale nimicirii, pentru că Domnia lui Hristos cere purificare. Ultimul verset din capitolul 5, versetul 15, mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie. Și nu numai peste Israel, ci peste toate neamurile care n-au vrut să asculte, dar înainte să ajungă la neamuri. Înainte să ajungă la neamuri. Ascultați.
rămâne doar o rămășiță care ascultă de Dumnezeu. Citim de la Mica 5:7. Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. Rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care când trece calcă în picioare și sfâșie și nimeni nu poate scăpa pe altul. Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toți vrășmașii tăi vor fi nimiciți. Dar ascultați ce se întâmplă înainte de asta. Versetul 10. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău, îți voi sfărâma carele, voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Voi nimici cu desăvârșire de scântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și îți voi dărâma idolii. Divinitatea Domnului Iisus Hristos în Mica, domnia Domnului Iisus Hristos și, în al treilea rând, descoperirea Domnului Iisus Hristos. În mod poetic, știți că Betleem înseamnă casa pâinii. Ce credeți că înseamnă Efrata? Înseamnă roditoare, o viță roditoare. Iată, pâinea și rodul viței, unite în însemnătatea numelor acestei cetăți de baștină a Mântuitorului, locul de naștere al Domnului Iisus Hristos. Betleem, Efrata, pâinea și rodul viței. Prin asta ne este descoperit Domnul Iisus Hristos. Fratele pastor Doru vorbea mai devreme despre David. În 2 Samuel, în capitolul 23, este un episod interesant, când o strajă de filisteni se așează lângă Betleem, Efrata. Versetul 14 spune, David era atunci în cetățuie și o strajă a filistenilor era la Betleem. Și David a avut o dorință. Era cetatea lui natală. De câte ori nu băuse apă din fântâna, din izvorul de la Betleem? De atunci a călătorit mult prin pustie. Resurse limitate. Și are ocazia să se apropie din nou de Betleem și își aduce aminte de prospețimea, de răcorirea acestui izvor al Betleemului. Spune, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David. Cât de mult și-a dorit să bea această apă, spune Biblia, că n-a putut. A vărsat-o pe pământ înaintea Domnului și a zis, departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieții lor și n-a vrut să o bea. Hei, frați și surori, să știți că singura noastră sursă de viață este apa vieții, apa de la Betleem. Când David s-a uitat la apa aceea, n-a mai văzut apă. Pentru că trei viteji au trebuit să treacă prin tabăra filistenilor, să-și pună viața în primejdie și să le aducă apa. Și David a spus, asta nu e apă. Asta este sânge. Permiteți-mi să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne dea apa vieții, ca să ne facă disponibil izvorul de apă vie,
S-a dus și și-a pus viața în primejdie și nu numai că și-a pus viața în primejdie, dar a murit pentru noi. Și apa aceasta care ne răcorește, apa aceasta mântuitoare, este de fapt sângele Domnului Iisus Hristos. Iată de ce și pentru biserică este un simbolism extraordinar în ceea ce privește izvorul de la Betleem. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei. În capitolul 10, de la versetul 28. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit? Și va batjocori pe Duhul Harului? Când David s-a uitat la apa aceea, cât de dor a fost sub ea? A văzut sângele vitejilor lui care și-au pus viața în primejdie. Știți de ce sărbătorim masa Domnului, cina Domnului în mod frecvent în biserică? Să ne aducem aminte că în spatele cântărilor noastre, în spatele binecuvântărilor noastre, în spatele rugăciunilor noastre, în spatele harului de care beneficiem, în spatele adjectivelor de care ne bucurăm, iubiții Domnului, preiubiții Domnului, minunații Domnului, scumpii Domnului, în spatele răcoririi sufletelor noastre, în spatele cuvântului pe care îl citim, îl propovăduim, îl ascultăm și să ne ajute Dumnezeu să-l și împlinim, e sânge! Și ne facem responsabili de felul cum tratăm toate aceste lucruri, de respectul pe care îl dăm tuturor acestor lucruri. Ne facem responsabili de sângele Domnului. Acum, David a avut de-a face cu vitejul lui. Este o istorie interesantă. Trei oameni care de dragul împăratului lor și-au pus viața în primejdie doar să-i satisfacă o dorință. El putea spune un moft. Frați și surori, noi eram în pericol de moarte. Hristos n-a venit să satisfacă moftul nimănui. N-a venit să satisfacă pofta nimănui, de niciun pahar cu apă și de nicio mâncare. Hristos a venit că fără El eram pierduți. Și nu doar și-a pus viața în primejdie, ci și-a dat viața pentru noi, ca să ne aducă apa vieții. Și bem din ea în fiecare zi și ne bucurăm de ea. Ascultați, descoperirea Domnului Iisus Hristos în mod poetic, în mod profetic, judecătorul lovit cu noiaua, spune aici, judecătorul lui Israel este lovit cu noiaua peste obraz. Cine este judecătorul lui Israel? Israel a avut mulți judecători, dar marele judecător a fost Domnul Iisus Hristos. A fost lovit cu noiaua peste obraz și în mod providențial. Știți ce spune în versetul 7? Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. Asta e lucrarea făcută de Dumnezeu. Când vorbim de profeția pentru Betleeme, frata, vorbim despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre domnia Domnului Iisus Hristos. Și vorbim despre descoperirea Domnului Iisus Hristos în profeție. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim că prin vărsarea sângelui său ne-a dus apa vieții. Știți că sunt două concepte în Scriptură, apa vieții și pomul vieții. Încă n-am avut acces la pomul vieții. Dar dacă ne spălăm hainele în apa pe care a pus-o Dumnezeu la dispoziția noastră, în spatele căreia stă jertfa frângerii trupului său și a vărsării sângelui său,
Betleem și Efrata. Oh, vom avea parte să intrăm pe porți în cetate și să mâncăm din rodul pomului vieții, să petrecem o eternitate cu Domnul. Ne rugăm cu toții.